Periodic, poliția locală Ploiești primește sesizări de la diversi locuitori ai orașului pentru a interveni în anumite probleme. Săptămâna aceasta, la sesizarea unor ploieșteni de pe strada Inotești, aceștia au participat la demolarea unei construcții fără autorizație. Acțiunea a fost făcută în parteneriat cu reprezentanții Societății de Gospodărire Urbană. Poliția locală Ploiești a efectuat verificări cu privire la ridicarea unei construcții ilegale pe strada Inotești, pe un teren aflat în proprietatea municipalității, pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați. Întrucât nu existau aprobările legale pentru construcția respectivă, s-a procedat la desființarea acesteia, fiind solicitat și sprijinul lucrătorilor de la Societatea Comercială Servicii de Gospodărire Urbană. Ulterior, zona a fost salubrizată, astfel încât materialele folosite la construcția ilegală a clădirii să nu rămână aruncate în câmp. A fost nevoie să se salubrizeze zona, încărcându-se 3 camioane cu deșeuri și resturi de materiale de construcții. Vecinii au fost deranjați de persoana care a ridicat construcția, de aceea au depus sesizări la poliție pentru a fi luate măsuri. Acesta nu este primul episod de acest gen. Constant, în urma unor sesizări, polițiștii locali fac astfel de verificări, în urma cărora reiese că anumite clădiri sunt construite ilegal în oraș.